Dacă va fi la tine vreun sărac dintre frații tăi, în vreuna din cetățile tale, în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu-ți împietrești inima și să nu-ți închizi mâna înaintea fratelui tău, ci să-i deschizi celui lipsit mâna și să-l împrumuți cu ce-i trebuie, ca să facă față nevoilor lui. Deuteronom 15 cu versetul 7 și 8. Nimeni nu trebuie să se teamă că mărinimia sa îl va aduce în situația de a duce lipsă. Ascultarea de poruncile lui Dumnezeu va aduce cu siguranță după sine prosperitatea. Căci pentru aceasta a spus Dumnezeu, te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău în toate lucrările de care te vei apuca. Vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut de la ele. Tu vei stăpâni peste multe neamuri, dar ele nu vor stăpâni peste tine.